Restricțiile de viteză anunțate de reprezentanții CFR pentru weekendul trecut vor continua și în această săptămână, odată cu avertizările de caniculă emise de meteorologi. În zilele de caniculă, temperaturile înregistrate la nivelul șinei ajung până la 55 de grade Celsius, provocând dilatația acestora. În zilele caniculare, viteza de circulație a trenurilor, atât cele de marfă cât și cele de călători, se reduce cu 20-30 de km la oră față de viteza normală. Aceste măsuri sunt impuse pe durate bine determinate, astfel încât traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță. Prin urmare, trenurile ajung la destinație cu întârzieri și mai mari decât de obicei. Călătorii mai puțin norocoși au de așteptat și câte o oră în gară. Întârzii trenul. Are, nu știu, cred că oră. O oră deja? Da. Reprezentanții CFR anunță că reducerea vitezelor de circulație în intervalele de timp în care temperaturile depășesc limitele normale este o măsură obligatorie pentru siguranța traficului feroviar și este aplicată de toate administrațiile de cale ferată.